Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Liga a doua de la această oră. Avem ultimul meci al rundei cu numărul 7 din Liga Secundă. Suntem în Ghencea, acolo unde a venit multă lume. Este o luni după amiaza în care se pare că fanii Stelei au preferat să vadă meciul la televizor, dacă au vrut să-l vadă. Poate și ușor dezamăgiți de parcursul și de începutul de sezon, mai bine spus, și apoi de parcursul echipei lui Daniel Oprița. Steaua Slatina este o partidă între, practic, două vecine de clasament. Centrarea lui Pisăru. O să avem nevoie de o reluare la acea fază de mai devreme și șutul nereținut de Frânculescu. A venit Dorin Toma cu șutul, după care la finalizare Dragu nu reușește să înscrie din câțiva metri. Iată încă o dată centrarea lui Pisăru. Acesta este Dorin Toma, șut de la vreo aproape 30 de metri pe centru. Frânculescu incomodat respinge față și Dragun a notat după balon. Nu cred că nu s-a așteptat nici atacantul Zlatinei, casa lui Silvian Matei. O cursă, Domar cu un șut deviat, portarul Frânculescu intervine. Nu știu unde se ducea acel balon, oricum corner ar fi fost. Șutul lui Domar a fost deviat de un fundaș al lui Oprița. Oh, ce pasă frumoasă! Atenție la această minge pentru Drago, lasă la Denis Marin. Șutul acestuia, gol! 1-0 pentru Zlatina din minutul 33. Fază frumoasă! Deschide scorul Claudiu Dragu. Cred că meritau această deschidere de scor oaspeții după cum au jucat în primele 30 de minute. Iată-l pe Doman, parcă el este marcatorul, foarte, foarte bucuros. Totuși Doman, un jucător care a fost la alt nivel, care simte altfel meciurile cu echipele cu pedigree. Încă o dată faza, pasa lui Doman, minge la Dragu, sare peste balon și vine șutul lui... A fost Dragu, ce a fost până la urmă golul lui Denis Marin. L-am văzut pe Dragu în acea imagine, bucurându-se. Frumoasă fază, foarte, foarte frumoasă fază. Reța pentru Daniel Vârtej. Ultimele tentative ale Stelicilor. Frumoasă centrarea și un balon la care am impresia că cei doi jucători în atacul Stelei s-au încurcat reciproc. Era acolo Drăghici. A venit însă Ciunciucov să dea în balon. Haideți să vedem încă o dată faza. Vârtej, centrare înaltă undeva în spatele defensivei în roșu. Și Răzdan, Cătălin Doman, Denis Marin și Claudiu Dragu. CSA cu Adrian Frânculescu, David Maftei, un șut care se duce pe deasupra, e corner. David Maftei, Daniel Vârtej, de Ambeța, Adrian Ilie, noul intrată Topuzov, a fost șutul lui Sierra. Robert Băr, Ciocleteu care marca împotriva Tunariului, victoria cu 3-1, minge înaltă în careul Stelei. A sărit ca din colțul mesei Denis Marin, cum poate să dea așa? Frumoasă faza încă o dată, nu a fost offside, balonul este la Doman. Centrare senzațională a lui Doman. Centrare, nu e o pasă bună. Oh! Kipirliu, minutul 74, bară. În sfârșit o pasă legată, o fază frumoasă. Frumoasă execuția lui Kipirliu. Ultimele atacuri ale Stelei, am intrat în ultimul minut al timpului regulamentar. Kipirliu, bună centrarea, gol! 1-1, reușește să egaleze Matei. Noul intrat, ultimul intrat al lui Oprița, al Stelei, înscrie în minutul 90. Foarte frumoasă centrarea lui Kipirliu. A aruncat o privire în spate, să vadă dacă nu cumva a fost offside. Nimeni
nimeni n-a fost atent la puștiul de 17 ani, care a țâșnit de undeva din linia a doua. Centrarea lui Chibirliu însă a fost mai multe jumătate din gol. Primul gol al lui Matei în acest sezon. Abia a împlinit la jumătatea lunii iulie 17 ani, născut în 2006.